Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre dureri de creștere la copii. Există sau nu și dacă există, ce este de făcut? Vom afla de la invitatul nostru, domnul Paul Sidner, specialist în recuperarea medicală, ortopedică și traumatologică, Centrul Sport Terapie. Bun venit, domnule Sidner! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație, în primul rând! Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că astăzi suntem împreună aici la Itibiții. Există sau nu dureri de creștere la copii? De ce vă întreb? Copiii ceva mai mari, după 10 ani, cam asta cred că e vârsta critică, 10-11 ani, se tot plâng de dureri de picioare, de călcâi, de spate. Unii le pun pe seama acestor dureri de creștere, alții spun nu există dureri de creștere. Ce spuneți dumneavoastră? Este o vârstă, să spunem, sensibilă, la care, într-adevăr, destul de mulți copii se plâng de dureri la nivelul genunchiului, la coloană. Aceste dureri pot fi intensificate de practicarea unui sport, da? Unde, normal, corpul copilului, fiind supus un efort mai intens, aceste dureri apar mai rapid și sunt mai intense și, normal, că dau părinților dureri de cap și mai mari, pentru că, normal, copilul dorește să facă sport și este împiedicat de aceste dureri și atunci se caută cât mai repede o soluție și e, să spunem, o șansă să găsești pe cineva care, într-adevăr, să le trateze și să le rezolve. Și cred că asta faceți în centrul dumneavoastră, vă ocupați de recuperare cumva, de în a ajuta pe cei care au anumite dureri și astăzi vorbim despre copii. Da. Ce este de făcut? Noi tratăm copilul ca un sistem, deci nu ne uităm numai la locul respectiv unde are durerea, ci facem o analiză pe ansamblu a întregului sistem musculo-articular, pentru că de multe ori o durere la un nivel este produsă de disfuncționalități la etajele inferioare sau superioare. De multe ori dureri în coloană sunt produse de o funcționare nu atât de bună sau de o poziție asimetrică a bazinului. Este foarte des întâlnită și la noi vin destul de mulți părinți cu copii cu, să zicem, un diagnostic pus, are un picior mai lung decât celălalt, acest diagnostic trebuie să fie dat cu foarte mare atenție, pentru că nu totdeauna un picior este mai lung decât celălalt, ci sunt deficite funcționale care se pot corecta foarte bine și nu este necesar totdeauna acele tălpici la care se apelează foarte des. Deci se poate trata pur și simplu cu exerciții pe cale naturală și nu trebuie să apelăm totdeauna la, să le spunem, mijloace artificiale de corectare. Exerciții pe care le stabilește specialistul după ce se face evaluarea copilului și cred că aici ar fi interesant să ne povestiți în ce constă această evaluare. Știu că veniți după o perioadă de lucru de foarte mult timp în afară, poate că veniți cu idei noi, cu tehnici noi. Ce aduce special evaluarea pe care o faceți, recuperarea pe care o faceți după? Da, noi folosim un set de testări ale mișcărilor de bază fundamentale. Metoda se numește Functional Movement Screen. Este o analiză a întregului sistem musculo-articular. Noi adaptăm această metodă la copii și descoperim micile deficite, să spunem, și frâne în dezvoltarea copilului și, dacă vorbim de copii care practică sport, pot fi chiar piedici în dezvoltarea lui sportivă. Le descoperim și stabilim un program de exerciții corective. După același sistem, este un sistem recunoscut internațional, folosit la scară internațională, exerciții de corectare. Exerciții de corectare care sunt însoțite și de exerciții specifice pentru a-l îmbunătăți în direcția în care merge. Dacă practică sport auxiliar, facem și exerciții pentru a-i îmbunătăți performanța sportivă. Bun, dar până să ajungeți la exercițiile acestea care să îmbunătățească, să recupereze cumva, testarea de care povesteați în ce constă? Adică este ceva ușor de făcut, bănuiesc că este fără durere. Aș vrea să explicați un pic, tocmai ca cei care ne ascultă și au aceste probleme, să vină relaxați știind despre ce este vorba, bănuiesc că nu doare. Exact. Este doar o evaluare pe care o face specialistul. Dar în ce constă? Că spuneați că este un pic mai complicat, în sensul că priviți organismul ca un întreg, în ansamblu. Evaluați.
Exact, deci metoda este simplă, arată simplu pe din afară, adică nu este un efort pentru copil, durează maxim o oră. Copiii după aceea sunt mirați, doar atât a fost, însă totuși ei și-au dat singur seama de ce nu funcționează și asta este frumos la testări, ei își dau seama ce nu funcționează. Pe de o parte este ușor, este simplu, adică nu pleacă obosiți, nu depun un efort mare, dar pe de altă parte ei văd cât este de complicat să facă anumite mișcări și mai ales acolo unde sunt probleme. A, deci practic această testare constă în a face un anumit exercițiu de exact, către copil la indicația kinetoterapeutului, a specialistului? Exact, deci testele sunt în mișcare, însă sunt mișcări simple, care oricine ar trebui să le facă fără probleme în mod normal, însă un terapeut cu experiență vede micile, să imperfecțiuni. Spunem, imperfecțiuni, dar asta este normal, experiența, arta terapeutului de a descoperi acele imperfecțiuni, de a vedea exact de unde vin, pentru că o imperfecțiune, dacă tot folosim termenul, poate avea diverse cauze și trebuie mai departe căutat de unde vine exact această cauza găsită, eliminată și atunci bănesc că dispare și imperfecțiunea care creează durerea, da? Exact, exact. Este o metodologie bine pusă la punct, dar testele nu sunt solicitante, ele chiar sunt făcute și pentru copii care au dureri, da? Deci un copil care are durere, să spunem, nu poate fi solicitat atât de mult, însă aceste teste se adaptează și pentru ei. Bun, deci iată, pentru cei care ne ascultă, dacă aveți copii care se plâng de diverse dureri, de spate, de picioare, de călcâi, eu am zis de călcâi pentru că știu că băiețelul meu care face fotbal este unul dintre cei mai buni portari de fotbal la categoria lui de vârstă 2007, se tot plânge de dureri de călcâi, se plângea într-o perioadă. Mai nou de dureri de spate. Ați subliniat foarte bine că dacă copilul face și sport și apar aceste dureri, e clar că ar trebui cumva testat, evaluat, astfel încât să-și îmbunătățească până la urmă condiția fizică. Da, pot avea diverse cauze durerile, pe lângă că pe parcursul creșterii și dezvoltării copilului, anumite structuri cresc, deci cresc inegal, da, în timp diferiți, da, ligamentele, tendoanele cresc, să spunem, altfel decât sistemul osos și atunci se produc diverse dezechilibre care trebuiesc, normal, avute în vedere, dar pe lângă aceste lucruri, să spunem, de la mama natură, mai sunt și lucruri cum ar fi o încălțăminte, poate neadecvată. Da, neadecvată, poate în cazul practicii sportului, terenurile tari și da, sau un efort asimetric, cum este în cazul practicii tenisului, handbalului, normal că solicită anumite părți ale corpului mai mult, iar partenerii, să spunem, de pe partea cealaltă mai puțin. Mulțumim pentru sfatul și pentru informațiile aduse. Este bine de știut, de reținut, dacă avem astfel de probleme cu micuții noștri. Micuți care, mă rog, noi am zis 10-11 ani, dar cred că este valabil și pentru adolescenți, pentru copii mai mari. N-avem limită de vârstă. Iată, știm ce avem de făcut, ce teste ar trebui făcute, astfel încât să încercăm să corectăm. Mulțumim pentru sfaturile aduse și vă așteptăm să reveniți. Mulțumesc! Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.